Anul viitor se anunță a fi unul la fel de complicat ca 2023 pe piața cerealelor. Multe indicii prognozează o scădere a prețurilor mărfurilor agricole, iar presiunea volumelor foarte mare a cerealelor și a oleaginoaselor din Ucraina va influența din nou extrem de mult atât piața românească, cât și profitul fermierilor autohtoni. Nu se prefigurează prețuri bune pentru agricultorii implicați în cultura mare, motiv pentru care specialiștii le recomandă fermierilor români să-și securizeze din timp prin contracte forward o parte din marfa pe care o vor produce anul viitor. Avertismentul venit din partea lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de produse agricole, invitat în emisiunea Agricultura la Raport. Un lucru extrem de înțelept ar fi să semneze o tonă, maxim două tone la hectare. Trebuie să securizeze o parte din venituri. Înțeleg că s-au făcut, să zicem, marea lor masă. Da. Și a făcut niște calcule de costuri și ele nu trebuie să depășească 3.800, poate 4.000 de lei pe hectar la grâu. Dacă semnezi, nu faci altceva decât să-ți conservi acea marjă operațională care trebuie să o scoți. E logic, nu știe nimeni. Adică, dacă aș fi ghicitoare, vă dați seama că aș fi în alt loc, n-aș fi aici cu dumneavoastră. Ce se va întâmpla, nu știu, martie, aprilie, mai, ce se întâmplă în lumea asta. Dar cu siguranță, ați pune la adăpost o tonă, două tone la hectare, e un lucru înțelept. La rapiță încă nu sfătuie să se întâmple lucrul ăsta, pentru că nu știm care e condiția, să zicem, ce se va dezvolta mai departe. S-ar putea să avem o surpriză, nu știu, aprilie, da? Să fie probleme, nu știu, în Canada. Și atunci ne mirăm cu toții de ce a plecat rapița în sus. Sau cine știe ce se mai întâmplă.